scumpa mea Zoe, venerabilul, adică eu, pleacă de seara la întrudire, întrudire de la altă iertare. Eu, adică tu, trebuie să rămân acasă pentru că aștept de pe la București, la care trebuie să răspunzi pe dată. Poate să mă cheme chiar ministru la telegram. Nu? M-a aștepta prin urmare și vină tu, adică nevastă-mea, Zoițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de 1000 de ori, Fănică. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitreg, care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearele unui vampir. E un vampir, ai? Curat, Caragios! Pardon să iertați, Coane, fărică că întreb vampir. Ce e aia, vampir? Unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului. Dumneata suc sângele poporului? Michel. Curat, Michel. Murdar. Curat, Murdar. Ei, nu se alege. Nu se alege? Cu toată descălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba se-mi raze mie mustățile. Și mie! Da, în sfârșit. Lasă-o asta. Lasă-l să urle ca un câine. Curat ca un câine. Începuse și să-mi spui istoria de seară. Cum vă spuneam, Panică, seara țipise mințelul pe masă precum emisia noastră. Dar cum am vrea să știți că vietul polițai n-are și el timp de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare ca tot creștinul. Firește. Și la mine, Coane, Panică, să trăiți greu, greu de tot. Păi, ce să zici? Familie mare, renumerație mică, după buget. Încă nevastă mea zice, mai roagă-te și tu de domnul prefectul să-ți mai mărească leapa, că te prăpădești de tot. Nu, copii, Coane Fănică, să trăiți. Bine. Numai puțin. Dar tu n-are idee de ce face omul acasă. Ne cere numai datorie, dar de 9 copii și 80 de lei pe lună, familie mare. O renumerație mică, după buget, Coane Fănică.
Nu e vorba după băgete mică, așa e, decât tu nu ești băiat prost. O mai cârpești de aici, de acolo, dacă nu curge pică. Lasă că știm noi. Știți cum să nu știți programele astea, să nu știți cu anii, adică scriți. Și nu-mi pare rău dacă știți să faci lucrurile cu minte. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Când e om de credință... De credință, cu anii, adică scriți. Nu mă uit dacă se folosește și el cu o para a două, mai ales un om cu familie grea. Nu, suflete, cu anii, adică și remunerație. După buget? Mica, să rămână afară, Mănica! La seghiță cu steagurile de alaltă este și bine! Ai tras frumușel condeiul! Curat condeiul? Adică de la cui în condeiul? Păi, conducitorul s-a plătit la comitie pe 44 de steaguri. De? Da, s-a pus 44 de steaguri? S-a pus, Mănica, Mănica, s-a pus. Poate unul, două, să le fi luat vântul, dar s-a pus. 44? 44 în calcule. Păi nu-mi plac cu mofturi, ghite, păi nu m-a plimbat eu la lumina în crăsură cu Linea Zaharia și cu Zoe în tot orașul. Tocmai ea, cum e glumeață, zice, ia să-i numărăm steagurile lui Ghite. Îmi pare rău. Tocmai fără jeitica, tocmai dumneavoastră care trebuie să ne așteptăm o protecție din partea dumneavoastră. Da, păi, arătă-ți-o cu răutate, arătă-ți-o în glumă, te nu știe și Nena Zaharia și ea, că ești domnul nostru. O, dumneavoastră, măi, vădică, după ești al părinței. Șalcon, nu Zaharia. Și le-ați mai mare, vădică, și 44. Vreo 14-15. Păi să le numărăm coane, adică să le numărăm. E, lasă-i. Păi și să... Lasă-i. E, nu, de ce? Ia să le numărăm. Ne. Două la prefectură. Da. Două pe piața 11 februarie. 4. Două la primărie. 6. Unul la școala de băieți. 7. Unul la școala de fete. 8. Unul la spital. 9. Două la cantitatea la Sfântul Nicolae? Două la prefectură? Nu, no, le-ai mai numărat pe de la prefectură. Nu, cone, pănică, să ieși. Două la primarie 8, 4 la școală, 24. Două la cantitatea Nicolae, 34, 6. Le-ai mai numărat toate pe toate astea și adun rău? Nu, ne păzește, cone, pănică. 44 în cap. 40 și poate vând. Cine știe? Apoi nu mă orbi de la obraz, așa. Familie mare, renumerație mică, după buget, Coane. Ia să lăsăm steagurile. Vreau să le lăsăm, Coane. Spune-o dată istoria de aseară, că mă grăbesc. O, că bine zice, Coane, pentru că seara viu acasă, îmi buc ceva și mă dau așa, pe poate să citesc numai un minutel, că eram prăpătit de ostenit de la foc. Nevastă mea zice, pardonă, vezi, băi, că te ghitești, te pocă. Eu nu, la datorie, zi și noapte la datorie. Așa că mă scol cam pe la 12, 12, dar pardon, mă dezbrac de mobil, tot schipiu, mă îmbrac liniște și plec. La datorie, Coane. Până să plec, se făcuse vreo 1 după 12. O iau prin curtea primării, s-a pus pe Maidan să ies la bariera Unirii. Când dă... Când dau să trec Maidanul, văd lumină la ferestrele din dosul unui domnul Naica Țarencu și ferestrele vrești. Ulușile înalte. Dacă te sui pe uluși, poți intra pe fereastră în casă. Eu cu gândul la datorie, ce-mi dă în gând de tine, zic, ia să mai ciutim noi ceva de la onorabilul că mă strică. Și binișor, ca o pisică, mă sui pe uluși, mai puteți spune. Auzeam și vedeam cum vă auzi și mă auzi spune, pentru că știi așa, ca la teatru. E, ce? Jucați răstos. Cine era? Ne, cine să fi? Ionescu, Popescu. Popa Pripici. Și Popa? Și Popa. Și domnul Tăchită, și Petru, și Zapichescu, toată gașca în păr. Jocul era pe isprăvite și fumăraie de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Petru, și el așa de vorbă. Și că ați avem cum înjura? Grozav, Coane. Păi că pe guvern și pe dumneavoastră și-și numărau voturile. Menci, dăscălimea, Popa și moflujii. Curat, moflujii. Lasă că le dau eu voturi. Lasă că le dăm noi voturi. Da. Să vedeți, Coane, Fănică, ce s-a întâmplat. Din vorbă în vorbă, ca să avem cum zice, mă prins cu dumneavoastră că o să votez de cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampirul? Pardon, și acolo tot. Vampir, vă zicea. Pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu.
Și l-am adat pe și l-am de tot. Ia, ascultați scrisorica. Îi scoate o scrisorică din portofel. Diavolul de popă n-are de lucru să scoală repede la fel și să mă îngrop să fie meu că stai în ochi, stai să o ascult și eu nu mai să mai prind țigara. Scoate o tărică să scoală de la joc. Prinde țigara? Trage din țigară? Și vine să arunce chibritul aprins pe vereastră drept în ochii mei. Mă dau înapoi al unui după unul și că te mai dam. Peste un dobito care pe semne trecea ori... ședea lângă uluci. Dobitocul începe să strige. Cum am căzut, m-am ridicat de grabă, am intrat în curtea primie, în primărie și am luat-o pe lângă tuviș. M-am mai întors eu, dar închiseseră ferestrele și trăseseră perdelele. Cine să fie? Ce scrisoare! Ghiță, eu trebuie să mă duc la dejun, să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoe să mă aștepte. Ei nu dejunează fără mine, iar nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales cum e Zoe nerăbdătoare. Ce mi-a donat, spune, Fănică? Să-mi afli ce scrisoare e aia și despre cine e vorba. Ascult, Fănică. Dacă s-ar putea să pune mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teabă de intrigile proaste ale lucrății. Dar n-ar strica să-l dezarmăm cu desăvârșire și apoi să-l lucrăm pe onorabil. Curat să-l lucrăm, Fănică! Stai un minut până să-mi schimb haina, ieșim împreună, mai am să spui ceva. Stau, Fănică! Grea misie. Misie de poliție. Domnul Fănică, școala joițica mai sau să numere steagurile. Tot vorba bietine veste mi zice, ghiță, ghiță, pupă lâmbo și papă-i tot. Căsătulul nu crede la alt plământ, de cura... De pildă că nu fric. Moșia, moșie. Poncția. Poncție? Coana joetica. Coana joetica. Trai neneacă cu banii lui Trahanaci. Babachi. Noi de unde? Familie mare, renumerație pe buget mică. Și corupță societate. Nu mai e moral, nu mai sunt principiul, nu mai e nimic. Înțelesul, și-a? Înțelesul. Bine zice fiul meu de la facultate al artei în scrisoare. Vezi, tânăr, tânăr, dar cop, serios băiat. Zice, tatițo, unde nu e moral, acolo e corupție, societate fără principiul, va să zică că nu le are. Auzi, dumneata Mișelie, e în familie. Aici era ghiță. Aici se luna pe aia. Fănică a ieșit? Ba nu, corect, vine numai decât. Momentan, ia câtă conul Fănică. Fănică Zaharia. Cum a ieșit înainte de dejun, ce e? E comedie, mare comedie, Fănică. Stai să spui. Mă aveți ceva să mă dorați? Nu, e lung ce-i să-mi spui, Nică Zaharia, ce nu mi-o poți spune la dejun? Aici e puțințică răbdare, nu trebuie să știe Joițica. Atunci treci ghiță pe la Nică Zaharia pe acasă și lasă-i vorba cu anii Joițica. Nu-i așa, Nică Zaharia? Da, da. Să fie așa de bună, să nu se supere dacă mă întârzia puțin de la dejun. Avem ceva politică de vorbit de bărbați. Ascult, care, băică! Vădic.
te duci? Bună mea, s-a lucit! Păi de ce nu ești prin față? A? Da, prin față! Henică, Zahariu, ce e? Ia spune, te văd că am schimbat. Hai, puțin tică răbdare să vezi. Azi dimineața pe la 8:30 intră feciorul la mine în odaie. Nici nu-mi băuse în cafea. Îmi dă un răvășel și îmi zice că așteaptă răspuns. De la cine era răvășel? De la cine? De la onorabilul domnul Daie Cațavenco. De la Cațavenco? Stai să vezi. Venerabilului domn Zaharia Trahanache, prezident al Comitetului Permanent, al Comitetului Electoral, al Comitetului Agricol și al altor comitete și comisii locu. Venerabile domn, în interesul onoarei dumneavoastră de cetățean și de tată de familie, vă rugăm să treceți astăzi, între orele 9:30 și 10:00, pe la biroul ziarului Răcnetul Carpaților și sediul Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. Al dumneavoastră devotat Cațavencu, director proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților, prezident fundator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română. Ce document? Hai, puțin tică răbdare să vezi. M-am gândit să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Ia numai din curiozitate să mă duc să văd ce moftă mai fiți ăsta. Mă îmbrac de grabă pădică și mă duc. La Cațavencu? Stai să vezi, la Cațavencu. Cum intru, se scoală cu respect, mă poftește în hotel, venerabile în sus, venerabile în jos. Îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el. Că eu totdeauna am ținut la dumneata ca la capul județului nostru și, în sfârșit, o sumă de delicatețe. Eu, serios, zic, stimabile, mai chema să-mi arăți un document? Arată documentul. Zice, mi-e teamă, zice, să nu fie o lovitură prea dureroasă pentru dumneata și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte. Dumneata, un bărbat așa de și așa de și... Iar delicatețe. Zic, ia! Stimabile, ai puțitică răbdare documentul. El ia, că de damere. Să vezi unde vrea să mă aducă vișelul. Gata, Zoițica, să nu care cumva să-i spui, să nu care cumva să afli cum e ea simțitoare. Ce acutezat, mizerabilul. Stai să vezi. Că de damele nu înțeleg întotdeauna meritele și calitățile morale ale bărbatului și respectul ce care va să zică trebuie să-l poate și cum sfârșit ce să o mai lucrezi degeaba. După ce-i pui piciorul în plac și-i spun, ai puțitică răbdare, stimaiule, documentul. Vede Michelul că n-are încotro și scoate o scrisorică. Ghici a cui și către cine? A cui? A cui nică, Dariu? Stai să vezi! A ta către nevastă mea, către Zoițica. Scrisoare de amor în toată regulă. Ai? Ce zici dumneata de asta? Nu se poate. Am citit-o de 10 ori, poate. O știu pe din afară. Ascultă! Scumpa mea, Zoe, venerabilul, adică eu, pleacă de seara la întrudire, întrudire de la altă iertare. Eu, adică tu, trebuie să rămân acasă pentru că aștept de peste la București, la care trebuie să răspuns pe dată. Poate să mă cheme chiar ministru la telegraf. Nu? M-a așteptat prin urmare și vină tu, adică nevastă mea, Zoițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de 1000 de ori, Fănica. Nu se poate. Am să-i rup oasele mizerabilului. Nu se poate. Dar direct că nu se poate.
Da, ți-ai fi închipuit o asemenea mișelie? Bine, frate, eu înțeleg. Plastografie până unde se poate. Dar până aici nu înțeleg. Ei, părică, dar să vezi imitații de scrisoare să zici tu că e a ta. Dar știi să jur, să jur de altceva. Închipuiește-ți plastografie. Uite-te la el cum se turbă. Lasă, omule, zi, Michel, și pace ce te-a prins așa. Așa e lumea. N-ai ce-i faci. N-avem să schimbăm noi. Dar cine își poate închipui până unde poate să meargă mișelia omului? Mizerabil. Da, da, da. Mizerabil. Știi, la ce a ajuns? A spus că dacă nu eu dau eu importanță lucrurile, o să-i dea publicul. Pentru că scrisoarea o să se publice duminică la gazetă și o să fie pusă în cercerea ca să vază oricine au poftit. Îl împușc. Îi dau foc. Nu trebuie să mi-l aduc aici neapărat viu ori mort cu scrisoarea. Dită! Dită! Să fie comisarul! E iute! N-are cumpăr. Armin de deștept băiat, cu carte, dar iute. Nu face pentru un prefect. Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai și puțintică diplomație. Aș stâmpere-te odată omul și lasă mofturile. Avem lucruri mai serioase de discutat. De seară e întrunirea, s-a hotărât. Punem candidatura lui Parfide, ce faci? De seară am aflat că descălimea cu Casavencu și cu toți ai lui vor să facă scandal. Trebuie să-i spunem lui Ghiță să îngrijească. Mișelul de Casavencu o să ia de seară cuvântul ca să ne combată. Nu te teme, că Zaharie, de seară domnul Casavencu nu are să fie la îndrunire, are să fie în altă parte, la păstrare. Haide, mergem la dejun? Nu, mulțumim, că Zaharie, nu pot. Du-te dumneata singur, să rupere de mâini cu anejoiții. Da, la prânz, desigur. De seară eu mă duc la întrunire. Trebuie să rămâi cu Zoetica. E urât singur. După întrunire avem preferanță. Da, 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 da. La revedere, păi. La revedere. Și nu te mai turbura, omule, pentru fite. Ce mișelie. Nu vezi cum e lumea noastră? Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai și... puțin țică răbdare. Ce să fac? Ce să fac? Și nu mai vine Ghita. Zoe! Manic. Zoe! Știi? Știu. Sunt nenorocită, Manica, știu. Am fost dincolo, nu vă iteam, nu vreau să creziți ca din dos. Am venit numai decât după Zaharia, dar n-am avut curaj să dau cu el, măcar că îmi crede. Am auzit tot, tot, tot. Sunt nenorocită, Vănică. Când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo, i-am spus tot, numai el ne mai poate scăpa. Dar de unde aflați? Eu știu numai decât după Zaharia. Stimabilă doamnă, la redacția noastră se află un document iscărit de amabilul nostru prefect și adresat dumneavoastră. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Vine voie să trece îndată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum? Cum? Când ai pierdut biletul, Zoe? Nu știu. Alaltăi seară când am plecat de la tine l-aveam, când am ajuns acasă nu mai știu dacă mai aveam. Poate am scos batisca pe drum și a căzut scrisoarea, l-aveam tot într-un busunar. Ce nenorocire! M-am dus la Casavencu, de la el veneam acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Aminteri, publică scrisoarea apoi mine. Nu, lupta este desperată, vrea să ne omoare, trebuie să-l omorăm. Și numai Ghiță! Pe Ghiță l-am trimis eu la Casavencu să-i cumpere scrisoarea cu orice preț. Cum credeți că Ghiță este acum acolo? El trebuie să fie, dar... Repede, scuze, de grabă, re! Thank you.
Poate să nu fie tocmai așa. Poate că este o manoperă. O manoperă grosolană ca să intimideze pe câțiva nehotăriți. Venerabilul domn Drahanache l-a văzut intrând la Cațavencu astăzi pe la 10 când mă duceam în târg. Eu am n-am să întâlnesc pe cineva la 10 fix, mă duc în târg. Ei? Pe respectabila madame Drahanache am văzut-o ieșind de la Cațavencu tot astăzi pe la 11 când mă întorceam din târg. Eu am clienți acasă, la 11 fix mă întorc din târg. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? La 11 fix. Nu, frate, nu înțeleg doar averile astea. Opoziția, grupă, nu. Tu l-ai văzut pe Trahanache, întâi. Pe urmă pe madame Trahanache și la din aura l-am văzut pe polițaiul, pe Ghiță, intrând la Cațavencu. Să fie trădare la mijloc. Și mai departe și zic, trădare să fie dacă o cer interesele partidului, dar să o știm și noi. Prefectul trebuie să le dea cheia comediei. Iată-l. E galben. Salutare. Ce roșu s-a făcut. Salutare. Salutare, onorabil. Nu, mulțumim, stimabile, dar noi ne cam grăbim. Sunt 12 trecute. Și eu n-am înfățișare la 12 trecute. Fix mă duc la tribunal. Uite de ce vorba, stimabile, dar fiți scurt! Adică dăm voie să fim expliciți. Mie-mi place să pun punctele pe U. Se aude. Se aude cum că partidul nostru dă ajutor la colegiul. Noi nu Cațavencu. Care partid? Care Cațavencu? Cum care partid? Adică partidul nostru! Madame Drahanache, dumneata, Nenea Zaharia, noi și ai noștri, să duce pe brațe pe domnul Cațavencu? Și cine spune asta? Nu râde, stimabile, nu râde! A început să te vorbească! Și de ce să zicem, lumea are pentru ce să intre la bănuieli. Domnul Drahanache la vizită la domnul Cațavencu! Madame Trahanache la vizită la domnul Cațavencu. Domnul Ghiță, polițaiul la vizită la domnul Cațavencu. De unde și până unde? Păi ce să spunem, ne temem de... Ce spune lumea? Păi ce spune lumea? Vrei să vorbesc curat și deslușit, stimabile? Ne temem de trădare! Na! Amite... Domnule Farfuride, nu ți se pare dumitale că te faci mai catolic decât papa? Da, când e vorba de principuri, stimabile, da, mă fac, adică nu mă fac, sunt. Când e vorba de asta, sunt mai catolic decât papa. Domnilor, nu primesc acasă la mine astfel de observații pe care dați-mi voie să vă spui, le consider ca niște insulte. Să nu ne iuțim, stimabile. Cum să nu mă iuțesc, onorabile? Dumneavoastră veniți la mine acasă să mă numiți pe față trădător? E, asta eu nu pot să vă permit. Mă rog, iată ce se împarte. Partea cu plintiri din partea domnului Cațavencu e tipărit, stimabile. Tipărit? Da, tipărit de mor. Dăm ca pozitivă știrea, cum că desigur, candidatura amicului nostru politic, domnul Cațavencu, prezidentul grupului independent, este pusă la adăpost de orice loviri din partea administrației. Din contra, avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul și venerabilul domn Drahanache, prezidentul comitetului electoral, cât și jurele. Și onorabilul nostru prefect ar fi convins în fine că în împrejurările pe care trece țara, județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât de un bărbat independent ca amicul nostru domn Cațavencu. Domnul Cațavencu va lua cuvântul la întrunirea de diseară comitetul grupului independent. Aud? Nu mai e nicio clipă de pierdut. Domnilor, îmi pare rău, dar niște treburi foarte importante mă cheamă numai decât la telegraf. Mă iertați, dar... Așa, scurt. Adică, cum am zice, poftiți pe ușa afară. Bine? L-a căutat doamne cu care părică lui? Haide-mi la Drahanache, aici am aflat tot. În Zăvenescule, mi-e frică de trădare, câte ceasuri sunt? 5. Cât? 12 trecute. Păi era 12 trecute fix. Ne ducem, stimabile, nu voim să facem deranj. Ne ducem, dar gândește-te, stimabile, că suntem membrii același partid. Cum ziceam adineauri amicului Brăzovărescu, trădare să vedea cu ce interesele partidului, dar să o știm și noi. De aceea tu dau la repedat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravu și cu Ștefan cel Mare, iubesc trădarea, dar urăsc-o trădători, salutare! Salutare!
Și Ghiță nu mai vine. Pănică ne amenință nenorocire grozavă. Asta e, Ghiță, el trebuie să fie. Sluga! Cine e asta? Ce poftești dumneata? Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cu ochi, ce trebuie să spui cu ochi, vorba e. Sunt alegător. E turmentat. A, dracu, Sălea, nu e nimeni afară. Lasă să-mi intre aici toți nebunii, toți bețivii. Ia, nu sunt turmentat, care jăițică. Lasă că ne cunoaște corzaria de la 11 februarie. Nu e vorba ție la domnului Cațavencu, e din societate care mă zică. Dar vorba e, eu alegător, eu apropitar. Eu pentru cine votez? Da, bine. Pănică, scoate-le, mișcă. Da, haide, cetățeni, haide, du-te și lasă-ne. Nească altdată mai vorbim noi. Da, ce să vorbim altdată? A, cu ce treabă avem? Nu vă uitați la mine că sunt așa de... Am făcut toată oare de tot. Să vezi dumneatele cu adevărat la băutură, că a fost lată de tot. Hai, om, e bun și interiore. Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? A, dumitare, către coaia Joințică, am găsit-o alaltă țară pe drum, că mă întorceam de la întrunire, poți de alaltă țară și până azi dimineață să ții tot într-un chem. Mizerabile! Nu mă zgodui, cabețel. Lasă-te, vezi. Lăsați-mă să vezi. Când am găsit-o de curiositate, am deschis-o și m-am dus într-un felinar ca să o citesc. Ei n-a bucat să o ispravesc bine și ați pe la spate, doamna în casa mea, dă să-mi ia ea. Ce-a luat-o? Aci, am băgat-o în buzunar, zice doamna, și așa e. Faci parte din societatea noastră și primești scrisoare la prefectul, cetățene, bravo, zic, așa la prefectul. Zice, am cunoscut sloba, ea arată, doamne, păzește, bacă de mi-o bacă, nu ți-o dau, din vorbă în vorbă, tura în pura, ne-am bătut pe la țic. Una, două, trei vorbă, dă-i cu mere, dă-i cu mere. A făcut cinste, domnule, l-am băut, aoleu, l-am băut. Dar scrisoarea! Unde e scrisoarea? Nu striga, cameță. O, la mine scrisoare. Cum s-ar putea? Da, o, la mine, domnule, așa că îmi dă 10 polpă, i-am zis. Trebuie să-i mai vie parale și la mandăle, apropitar, alegător. Dar vorba pentru cine votez, am pierdut-o. S-a curat-o ca să vin cu... Adică domnul ăia este prea pașii ca și dormit, vă zine, vezi ne-a dat de-i cu bine, de-i cu bine, de-i cu bine, de-i cu bine. Mizerabile! Ce-ai făcut? Nu mă zgudui, cavecesc. Care fărică? Ce-i? Care jitico? Cozaria nu mă nebunii ca vețe. Ia-l repede pe nenorocitul ăsta și vine. Nu mă împinge ca vețe. Dar vorbim pentru cine o bătesc. Haide! Pe Zaharia nu avem teamă. Știe tot, dar nu sunt de nimic. Am ai auzit? Ghiță! Ai fost la casa vei? Ce? Te lasă greu de tot? Ori o mie de polo, ori de plătăție. Trebuie să punem mâna pe el. Du-te, Ghiță, ia jandarm, viu ori mort, mi-l aduci la poliție, acum, într-un moment! Pănică! Du-te, ascult! L-a prins cu altă mai poate! Ne! Da, știe tot. Bine, omule, nu ți-am spus să nu ești. Spui oștea mea cât e de simțitoare. Ia că vezi. Ghiță, fiu-te un pahar cu apă. Da. Ți-am spus că l-am prins pe onorabil cu alta mai boacănă. Care onorabil? Ai puțin zică răbdare. Cațavencu, de? Cu care alta? Cu altă plastografie. Ha, ce plastograf? Cu la plastograf. Nu!
Stai, o, stai. Hai, cu Ianache și Ribeanu. Ah, păi nu mai are drept de vot în gând și-a măritat fata. Nu i-a dat casele de destre, Dacă votează de merge la pușcărie onorabilu. Ai puțințică răbdare. Dar dacă îl putem aduce să voteze cu noi. Altă vorbă, să voteze cu noi e ușor. Are procesul cu Epitropia Bisericii săptămâna viitoare. 12. Da... Să voteze cu noi. Adică cum să voteze cu noi? Adică cum să voteze cu noi? Adică să voteze cu noi. Păi nu pricep nei că Zahariu, vorba noastră. Adică noi, partidul nostru, pentru cine lucrăm noi? Pentru cine votăm noi? Noi încă nu știm. Mă rog, aveți puțințică răbdare. Nu știm. Mă rog, aveți puțințică răbdare. Ba, eu merg și mai departe și zic cum ziceam lui amicul meu Brânzovenescu, mă tem de trădare. Cum de trădare? De-aia noi astăzi când am mirosit ceva, cumva. Ceva, cumva? Ceva, cumva? Adică dacă e ceva la mijloc? Ceva la mijloc? Ceva la mijloc. Da, așa, dacă e trădare... Adică dacă o ceri interesele partidului, fie! Dar cel puțin s-o știm și noi! Pentru că am zis-o cu străbunii noștri, cu Mircea cel bătrân și cu Vlad Țepeșnică Zahariu. Îmi place trădarea, dar... Mă rog, aveți puțin... Ce răbdare, Nică Zahariu, ce răbdare! Nu mai e vreme de așa lucru, astăzi te are într-un... Mâine începe alegerea? Da. Eh, pentru cine votăm? Pentru cine votăm? Mă rog, aveți puțințică răbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum? Nu înțeleg. Nici eu. Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puțin. Da, să ne tălmăcim, asta o cerem și noi. Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonți de pe uliță? Nu. Zabragii? Nu. Căuzași? Nu. Dumneavoastră, adică noi? Suntem cetățeni, domnule. Suntem onorabili. Mai ales noi trei suntem stâlpii puterii. Proprietari, membri ai Comitetului Permanent, ai Comitetului Electoral, ai Comitetului... Școlar, ai Comitetului pentru... pentru statua lui Traian, ai comițiului agricol și etc. Noi votăm pentru candidatul pe care îl pune pe tapet partidul întreg, pentru că de la partidul întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele nostru. Da, așa, așa e, da. Ce? Numele candidatul. Poate să fie al meu, al dumitale, unul al domniei sale. Da, da. După cum o ceară interesele partidului. Da, da. Era. Din moment în moment, așteptăm să știm. Prefectul trebuie să vii. Nu așteptăm să vie de la telegraf. Nu? Nu bate telegraful. Bate, ce treabă altă are? Poate acum că noi vorbim, poate să fi și sotit numele pe sârmă. Da, da, pe sârmă. Ce crezi dumneata?
Toate bune și frumoase cum le tălmăcești dumneata, Neică Zahario, dar nu ne-e frică de trădare. Nu din partea dumitale. Nu din a dumitale. De din a cui? Din a cui. Știi dumneata, din a cui? Să n-am parte de joie, ca de că știu. Estimabile, prea te faci, nici n-ai dăm voie. Uite ce e, Neică Zahario. Ia să dăm noi mai bine cărțile pe față. Dă-le, Neică, să vedem ce... Păi ți-am spus că mi-e frică de trădare. Mi-e frică din partea amicului. Care amic? Care amic? Știi dumneata? Să n-am parte de joie, zic că dacă știu. Iar de paznici n-ai. Zău. Din partea amicului Pănică. Din partea prefectului. Nu ne-e frică de că-și dă coatele cu Cațavencu. Cu Cațavencu? Cu Moftologul. Nu-i frică. Trădare. Da. Pănică trădător. Da. Ei, bravo. Asta mi-a plăcut. Nu mă așteptam. Ne-am procopțit de noi. Hai, cum se zică răbdare? Nu-mi dau voi, estimabile, mă înțelegi, nimănui să bănuiască cât uște puțin pe Pănică. Pentru mine, estimabile, mă înțelegi să vină cineva să-mi bănuiască nevasta, pe Zoici. Îmi pare rău, Nică. Cum se zică răbdare? Pentru mine să vină cineva să bănuiască pe Zoicica, ori pe amicul Pănică, tot una e. E un om cu care nu trăiesc de ieri, de-al altă ieri. De 8 ani. Jumătate de ani după ce m-am însurat a doua oară. De 8 ani trăim împreună ca frații. Și un minut n-am găsit de la omul ăsta atâtica rău. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă nu stăruiam eu și cu Joițica? Și la dreptul vorbind, Joițica a stăruit mai. Înțelege, damele sunt mai ambițioase. Nu de ambiți că nu era prieten pentru interesul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru? S-ar mai fi găsit, poate. Să-mi dai voie să nu te crezi. Un om independent care a făcut servicii partidului, județului, țării. Și mie mi-a făcut servicii, da. Și să veniți dumneavoastră tot din partid să-l bănuiți că să vă pronunțați cu asemenea cuvinte neparlamentare? Îmi pare rău. Vă să zic că unde nu înțelegeți dumneavoastră politică, hop, numai decât trădare. Ne-a procoptit. Ce societate! Adevărat? Bine zice unul de la facultate. Unde nu e mora, acolo corupție și o societate fără politică. Vă să zic că nu le are trădare. Pănică trădător. Bravo! Frumos! Salutare! Salutare, stimabile! Ți-a plăcut, venerabilul? E tare, tare de tot. Solid bărbat.
Nu-i dăm de rostul secretului, trebuie să mă așteptăm. Mă așteptăm? Până când să mă așteptăm? De seara, la sfârșitul întâlnirii, parcă-l mulți pe venerabil că se scoală trage clopoțelul. Stimabililor, aveți puțin de grăbdare. Candidatul comitetului nostru e sonor domnaie Cațăvencu. Nișilistul, ce prea mă sus, ce prea mă jos, și mâine și păimine, neneagiță polițaiul, aleargă până iese limba de un cot. Și ți-l toarnă pe domnul Cațăvencu, care ne-a jurat și ne-a batjocorit de atâta vreme pe toate tonurile deputat la colegiul 2. Noi să stăm cu mâine sâni peste pașă. Ce să faci? Te joci cu puterea. Ce să fac? Batem o depeșă la București, la Comitetul Central, la Minister, la gazete, scurt și cuprinzător tădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru Lividitu Cațăvencu, pe care vor să-l aleagă la colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. E tare. E prea tare, nu-i scălești. Trebuie să ai curaj ca mine, trebuie să-i scălești. O dăm anonimă. Așa da, o iscălim. O iscălim? Mai mulți membri ai partidului. Dar dacă ne cunoaște Slova la telegraf? Punem pe altcineva să o scrie. Pe cine? Păi trebuie să găsim pe cineva să de la telegraf. Haide, Brăzovănescule! Nu poți fi ceva! Să ai curaj! Anonimă! Câte ceasuri sunt? 5! Haide de grabă, între 5 și 6, fix să închide telegraf. Haide! Mă făcure și pe asta și tot degeaba. Am pus mâna pe domnul Cațăvencu. Dar m-a smuțit băieții de-a umflat, striga cât putea. Protestezi numele Constituției, asta e violare de domiciliu. Zic curat violare de domiciliu, dar umflați-l. Și l-au și umflat. L-am turnat la hârdăul lui Petrache. M-am întors acasă la el. Am căutat prin toate colțișoarele, am ridicat dușamele, am destupat urloaile sobii, am scobit crăpăturile zidului. Peste putință să dau de scrisoare. M-am întors la poliție. Da. L-am scătăcit prin buzunare, peste tot. Nu e și nu e. L-am amenințat ca în poruncă de la corul fănică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Nu spune decât numai și numai cu anișoite. Mă caut și nu o găsesc nicăieri. Acasă nu e. Aici nu e. Iată-o. Ghiță, bine că te găsesc. Stai-mă la ferejețică și eu vă căutam. Ghiță, ce-am aflat? Ce-ați făcut? Ați înnebunit? Adineori, când ieșeam de acasă, am aflat de la doctorul că te-ai dus cu jandarmi, ai călcat casa lui Cațăvencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție la arest. Cum ai făcut asta, Ghiță? Ordin verbal de la Fănică. Unde e Fănică? Nu știu, îl cam și-o. Pentru ce ați arestat pe Cațăvencu? Ca să apucăm scrisoarea. Ați apucat-o? Nu. Bă, nu-i vietică, după cât am căutat și pe dânsul și la el acasă, scrisoarea e ascunsă altundeva. Ghiță, m-ați nenorocit. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba. Ce să zică la București guvernul când o afla că ați violat domiciliul lui Cațăvencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor? După ce guvernul era asigurat că toate o să se petreacă cu bine și cu liniște. Cum o să mai poată rămâne Fănică prefect, Ghiță? Doamne, și-ai zis că aminte să vă spui. După câte amenințări am făcut lui domnul Cațăvencu, mi-a spus că în zadar mai stăruiesc și că la urma urmelor nu mai vrea să stea la vorbă cu nimeni. Dar cu nimeni decât numai cu... Dumnezeu. Cu mine? Da. Ghiță, du-te, dă-i drumul și roagă-l din partea mea să pofească aici. Lasă-te. Numai dacă conopănică. Ghiță!
Dacă fii la tine, dacă fii la familia ta... Cum să nu-ți ucană, Joiții? Cum îmi spune ce suflete? Du-te într-un suflet să nu-mi vii fără Cățavencu. Da. Poartă-te bine cu el. Da. Ia o birgă și vină într-o clipă. Ascult. Ai venit? M-am dus. În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influență. Originalul va sta de mâine la dispoziția curioșilor în biroul nostru de redacție. Atât pentru astăzi, à bon entendeur, salut! Ce mai de făcut? Trebuie să alegem pe Cățavencu, nu mai încape vorbă, nu mai de sta la gând. Cu Michel, ca el când ne ține la mână atât de bine, lupta ar fi o copilărie, o nebunie. Pănică. Pănică trebuie să învoiască, trebuie. Mai la urmă, Cățavencu poate fi tot atât de bun deputat ca oricare altul. De unde-i Pănică? De unde umblă Pănică? Unde-o fi Pănică? Ce ai făcut? Ai arestat pe Cățavencu. Cum ți-a venit să faci una ca asta? Pentru ce ai făcut-o? Pentru ce? Pentru, tu mă întrebi pentru ce? Pentru ca să evit nenorocirea pe care ai cauzat-o tu din neglijență! Dar se poate atâta nebăgare de seamă, atâta distracție, o scrisoare de amor, să o arunci în neștire, în buzunar la oaltă cu Batista și să o pierzi ca și cum ar fi o hârtie fără importanță? Ce Dumnezeu, ești femeie în toate firele. Nu mai ești un copil. Atâta distract că nu se mai pomenește nici romană, nici într-o piesă de teatru. Păi așa e, pănică, judecă-mă, judecă-mă. Așa e, am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă, dar acum trebuie îndreptată, pănică. Pănică, dacă mă iubești, dacă ai ținut măcar un moment în viața ta la mine, scapă-mă. Scapă-mă de rușine, tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intrigii noastre n-ar fi o nenorocire, dar pentru mine, pănică, gândește-te! Păi tocmai de asta am pus mâna pe domnul Cățavencu! În zadar, pănică! Cățavencu poate muri azi, mâine gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră, Dumnezeule! Cum o să-și mai smulgă toți gazeta, cum o să mă sfârșe, cum o să râză! O săptămână, o lună, un an de zile, fănică, n-o se vorbească decât de aventura asta. În orășelul ăsta unde bărbații și femeile și copiii nu au altă petrecere decât bârfirea, fie chiar fără motiv. Dar încă având motiv. Și ce motiv, fănică? Ce vuie, ce scandal, ce contentă. Și un timp ăsta, fănică, ce să fac? Să mor, dacă voiești, pentru că eu după asta nu mai pot trăi, fănică. Pentru ce, dacă nu mai ai altă scăpare? Zoe! Zoe, mă iubești? Te iubesc, dar scapă-mă! Zoe, să fugim împreună! Pănică, tu ești nebun? Da, Zaharia! Da, poziția ta! Da, scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre! Atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut? Da, da. Ce? Să sprijinim candidatura lui Cățavencu. Peste puțin. Să-l alegem. Niciodată. Trebuie. Odată cu capul tu te gândești la ce spui. Iată pe ce depeș am pus mâna. A adus la telegraf bețivul de el, Canaria, care a găsit scrisoarea ta. Este un depeș anonim. Iată. Trădare, prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nihilistul Cățavencu pe care vor să-l aleagă la colegiul al doilea. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Nu. Nu orice s-ar spune, nu se poate să-l sprijinim pe mizerabilul. Nu, 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 nu. Nu trebuie să căutăm, să găsim al mijloc. Nu, al mijloc nu văd, al mijloc nu este. Atunci? Atunci, atunci, atunci.
Lasă-mă, nenorocire, lasă-mă să mor de rușine. Omoară-mă pe mine care te-am iubit și care am jertfit tot pentru tine. Iată unde m-ai adus, iată cât plăteau. Fănică, m-ai adus la moarte pentru că eu mă omor înainte de izbucnirea scandalului astăzi. Lasă-mă! Dacă am zis, dar dacă nimicurile tale politice tu le pui mai presus de viața mea, de onoarea mea, de rușinea mea, lasă-mă să mor cu siguranța că 8 ani de zile tu m-ai amăgit în fiecare minută și nu m-ai iubit niciodată, niciodată. Zoe, stai să vedem, să ne mai gândim. Păi, dar nu mai e vreme de gândit, panică! Fiecare minută care trece mă apropie de pe ele, trebuie să te hotărăști, trebuie! Băi, trebuie, să mă hotărăsc! Adina Râmnițca, ne-am aflat de arestarea lui Cațavencu, am alergat ca o nebună la redacție. Uite ce faiul scos comitetul lor. Înțelegi la ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta își joacă viața. Nu și-o joacă pe-a lui Fănică, o joacă pe-a mea. Pentru că încă o dată îți pui din două una. Ori tu mă iubești și eu trăiesc. Și atunci lupta este peste putință cu casa Vencu, trebuie să încedezi. Ori nu. Și atunci mor. Și dacă tu mă lași să mor, pe ce-i muri? Da! Nu voi să mor până nu voi fi luptat cu toate împrejurările și am să lupt. Și cu tine am să lupt, om ingrat și fără inimă. Cu tine trebuie să-mi, pentru că acum tu ești piedica mai grea care mă împiedică să-mi capăt iar liniștea. Sunt hotărâtă. Trebuie să biruiesc tot și pe tine. Așa de hotărâtă sunt încât adineori am poruncit lui Ghiță să se ducă să dea drumul lui Cațavencu să-l poftească aici din partea mea. Femeie bună, ce-ai făcut? Am făcut ce am crezut că trebuie să fac. Dacă tu nu vrei să sprijin pe Cațavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scap, atunci eu care voi să scap, îl sprijin eu. Îl aleg eu. Cum? Da, îl aleg eu. Eu sunt pentru Cațavencu, bărbatul meu cu toate voturile lui trebuie să fie pentru Cațavencu. În sfârșit. Cine luptă cu Cațavencu, luptă cu mine. Haide, Fănică. Luptă. Zdrobește-mă. Tu care ești cei că mă iubești. Se vede. Zoe. Nu, Fănică, lasă-mă. Fănică. Nu, Fănică, lasă-mă, Fănică. Poftiți, coronicule, poftiți! Saru. Și zău, să pardonați în considerația misei mele care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine, așa e polițaiul, tată să-ți fie, trebuie să ridici, ridici. N-ai ce face misie. Da, vă rog să... Pardonați. Îmi pare rău, Ghiță, că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția, că... Păi, într-un stat constituțional, un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument. Păi nu brațul care lovește, voința care ordonă. E de vir. Eu am scris chiar un articol în privința asta. Nu știu dacă l-ați citit. Trebuie să-l fi citit, bine, Nicule. Eu, gazeta mea, să o citesc Evanghelia. Totdeauna. Să nu vă uitați la mine că... Pentru misie. Altele... Am eu suflet. Dar de n-ai ce faci. Familie mari, renumerație mică. Dar și în sfârșit, cum ar fi posibil martiriul dacă nu ar exista călău? Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Eu am venit
În casa prefectului nu voi însă să dau ochii cu el, nu mă pot așa de ieftin compromite. Eu am venit aici, chemat de doamna Trahanache, pe dânsa voi să o... Mai e vorbă cu amenicule, bă, cu ala juițica, bă, dumneai, cu nu fănică nici noi, vă rog să luăm loc. Eu mă duc să-i spun pe juițica, zi. Dar pot să-i adaugi chiar că mă grăbesc să mă întorc în tenita în care m-a aruncat disgrația dumneai. Ascult! Mare pisichieră. Strașnic prefect ar fi ăsta. În sfârșit capitulează. Păi se putea altfel. Iubitul, scumpul, venerabil. Nenea! Zaharia, parcă l-auzi de seară, proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmane, farfurii, scopul scuză mijloacele, a spus nemuritorul. Ce? Gambeta? Amabilul fănică trebuie să facă venin de moarte, păi cu atât mai bine pentru mine. Își pierde mințile, cu atât mai rău pentru el. Mă arestează, păi cu atât mai bine pentru mine. Coana Joițica mai cu minte ca toți mă cheamă. Iar eu, politicos, iată-mă gata să-i sărut mâna cu respect. N-ai ce-i face mâna care îți dă mandatul, a? A? Dar e Coana Joițica, nu vă spă Coana Joițica. Sărut! Ipătesc. O preferam pe ea. Ține-mă, Doamne. Stimabile domn, scuzați-mă dacă mă prezint la dumneavoastră astfel, într-un mod neregulat. Trebuie să vă spun că am fost adus aici, din arest, de către polițaiul domniei voastre, după ordinele... Pe altfel nici n-aș fi venit. Pentru că mi se spusese că sunt chemat de... Impertinent. În fine, dacă sunt aici prizonier, rămâi. Dacă sunt liber și nu cer nimic mai mult, eu mă retrag îndată. Iubite și stimabile, domnule Cațavencu, nu înțeleg pentru ce între doi bărbați cu oarecare pretenție de seriozitate se mai încapă astfel de meșteșuguri și rafinării de maniere, astfel de tirade distilate, când situația lor este așa de limpede. Eu sunt un om care îi place să joace pe față. Să-mi dai voie să-ți spui ceva. Ia poftim. Poftim bine. Să fiu cu minte. Ce bine că e Zoe alături. Stimabile, domn, dumitale îți place să joci pe față? Primesc. Eu află că mie îmi place să joc scurt. Scurt! Situația dintre noi o putem dezlega numai decât. Bine, poftim, poftim. Mulțumesc. Poftim. Poftim. Astfel, dar, onorabile domn, dumneata, prin ce mijloace nu-mi pasă, posedezi o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii. Mă iartă că te-am ofensat. Iată, voi fi și mai scurt. Dumneata, ești un om practic. Dumneata, posedezi un lucru care îmi trebuie mie. Ei bine, eu viu și zic, mă rog, onorabile domn, ce-mi cer dumneata în schimbul acelui lucru? Cum nu știi? Nu. Nici măcar nu vă dă în gând așa, ha? Nu, de-aia întreb. Da, păi stimabile, domn, un om politic... Adică dumneata? Dă-mi voie, domn. Un om politic trebuie mai ales niște împrejurări politice ca acelea prin care trece în partea. Mă rog, onorabile domn, încă o dată, ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt. Păi,
Dacă este așa, dacă dorești scurt, păi iată, voi să nu mă combați, domnule, ba chiar ceva mai mult, să-mi sprijin candidatura. Candidatura dumitale? Mă rog, onorabile domnă, nu ți se pare că cer prea mult? E, atunci dumneata care pui întrebarea, dumneata care cer schimbul, trebuie să răspunzi. Spune, nu ți se pare prea mult? A? Ce zici? Nu. Dacă s-ar retrage comitetul permanent și am rezervat un loc pentru mult iubitul domn Cațavencu... A, e un nimic, stimare. Dacă în postul de advocat al statului s-ar numi același domn Cațavencu... Puțin. Dacă locul de primar va la vacant acum și în locul de epitropefor la Sfântul Niculae s-ar numi tot nenea Cața. Da, voi, estimabile! Un om politic trebuie, este dator! Mai ales în niște împrejurări politice, ca acelea prin care trece patria noastră, împrejurări de la tot, a hotărât o mișcare generală! Mișcare ce dacă luăm în considerație trecutul oricărui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru, de-abia ieșit din... Să lăsăm frazele, nene Cațavencule. Astea sunt bune pentru gură cască. Sunt eu omul pe care dumneata să-l îmbesc cu apă rece? Haide, spune, unde să fie? Bărbătește, ce vrei de la mine? Ce vreau, Păi știi bine ce vreau. Vreau ceea ce mi se cuvine. După o luptă de atâta vreme, vreau ceea ce merit. În orașul ăsta de gogomani în care eu sunt cel de tâi. Între fruntașii politici, vreau... Ce vrei? Vreau mandatul de deputat. Iată ce vreau. Nimic altceva. Nimic mi se cuvine, domnule. Te rog, nu mă combate, susține-mă, alege-mă. Voi mâine, în momentul în care voi fi proclamat cu majoritatea cerută, în momentul acela vei avea scrisoarea și onoarea mea. Pe onoarea ta? Și dacă nu pot să te aleg? Păi pot. Și dacă nu voi, zic că nu voi să te aleg. Păi trebuie să vreau. Uiți că nu e bine să te joci cu un om ca mine astfel. Nu. Nu. Nu voi să te aleg. Trebuie să vrei. Nu. Trebuie să vrei dacă ții câtuși de puțin la onoarea. Mizerabile. Canalie nerușinată. Nu știu ce mă ține să nu zdrobesc capul. Mișelule. Trebuie să-mi dai acest scrisoare. Trebuie să-mi scrii doar scrisoarea. Aici! Omor! Omor, machinilor! Michel, Michel, scuze eu pentru momentul de iuțeală care l-a făcut pe Pănică să uite de... Nu ca scuze, doamnă, eu trebuie să ies de aici numai decât. Eu nu mai pot rămâne o clipă într-o casă unde este viața în primește. Dom'le Cațavencu, dumneata ești un om cu minte, un om practic. Vitale ți este indiferent de la cine te-ar veni, a ceea ce trebuie așa de neapărat. Nu înțeleg. Ai cerut în schimbul scrisorii de care e vorba mandatul de deputat. Ai jurat pe onoarea dumitale că poimine când ai fi proclamat, vei da scrisoarea celuia ce te-ar face să fie ales. Ei, eu te aleg. Eu și cu bărbatul meu, mie să-mi dai scrisoarea, primești? Primesc, deci... Înțelegi că atunci când luptând cu tine voi căpăta înapoi scrisoarea, tot, dar tot Fănică va fi sprăvit între noi doi. Așadar, suntem de plin înțelegi, domnule Cațavencu. Am aveam pe de plin, dar... Ia, haide, Fănică, hotărăște-te. Fănică, poți fi tu dușmanul liniștii mele, Fănică? E, hai, Fănică, hotărăște-te odată. Vrei tu? Fie. Întâmplă-se ce s-a întâmplat. Domnule Cațavencu, ești candidatul Zoii?
Ești candidatul Uniunea Zaharia? Prin urmare și al meu. Poi mâine ești deputat. Voi mâine veți avea... Nena! Zaharia! Venerabilor! Repede! Repede, ascundeți-vă amândoi, nu trebuie să vă vadă... Și domnul tocul de picior, mi-a spus că Zoe și Panica sunt aici. Nimeni. Nimeni. Era să uit. Dragă Panică, te-am căutat. Mă întorc peste jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem înainte de întrunire. Așteaptă-mă negreșit, nu ieși, ai puțintică răbdare. Trahanace! Acum să dăm noi de căpătâiile firului iubitului nostru, domnul Cațavencu. Blestemată politică! O clipă să nu ai pace! Suntem în liniște. Eu mă duc la telegraf să anunț la București candidatura dumitare. Dumneata așteaptă acasă un cuvânt al meu. De seară la întrunire să fii cu tact. Trebuie mult tact! Asta e Ghiță, e semnalul lui. Iar! Da, iar eu! Am venit pentru istoria de care am vorbit azi dimineață. Ei, ce facem? Ia ca mâine începe, eu pentru cine votez? Bine, pentru cine, pentru cine? Mai lasă-mă în pace, cetățene, ai ajuns de resuferit. Votează pentru cine poftești. Bine, eu nu poftesc pe nimeni dacă e vorba pe pofte, na? Dar lasă-mă în pace! Administrația nu voiește să influențeze cât uște puțin pe nimeni! Ba, pardon, dați-mi voi. Mie îmi pare din contra că într-un stat constituțional, mai ales într-un stat tânăr ca al nostru, administrația ar trebui să mai... Ha, onorabilu! Nu te vedeam, sluga! O mie dă-n pace! Și se va lucra așa, dă-i cu mere, dă-i cu vinul, pentru ce stau, fratele? Pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea. Bravo, domnule, n-ai un om ca să te ești fac. În sfârșit, cetățene, lasă-ne cu binișorul, lasă-ne. Ce poftești de la mine? E, băi, nu ți-am spus ea că mâine începe, eu pe cine aleg, pentru cine e? Pentru domnul Nae Cațavencu. Ha, nu mă nebunic ca vețesc. Domnule, ca să avem colegi. Pentru că ești vițios. Nu mă împinge ca vețin. Pentru că te-ai lăsat să-ți ia din buzunar, să-ți fure scrisoarea. Ei, nu face nimic, poate mai găsim alta. Lasă-mă să vorbesc. Pentru că ești alegător. Nu. Bețiv, vițios, păcătos. Pentru că uite, uite, nenorocitule, și acum ești băut, ești turmentat. Aș! Miroșcare de-o poștă mea. Ăsta e mirosul meu naturel. E miros a rom? Ei, bravo, vrei miros a gaz? Pentru toate astea trebuie să-ți dai votul lui onorabilul domn Cațavencu. La așa alegător, mai bun ales nici că se putea. Bănică! Ironic, stii. Da, pentru domnul Cațavencu lucrăm noi. Pe domnia sa noi îl sprijinim. Pe domnul Cațavencu să-l alegeți dumneavoastră. Și nu îl sprijinim de silă, nu. Îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetățean al nostru. Dar sunt cald. Pentru că dumnealui nu este ca alții Michel, pentru că nu e ca alții canarie, nu e ca alții infam,
Pentru că încă o dată, la alegători ca dumneata, cu minte, cu judecată limpede, cu simț politic, nu se poate mai bun reprezentant ca domnul Cațavencu. Onorabilul domn Cațavencu! Ce răutăcios! Ia că trădarea când te spuneam, venerabile! Hai, hai, duce-te calendare! Lăsați-mă în pace cu toți! Te lăsăm, stimabila, merge la București! Nu spune tot! Duceți-vă la dracu! La ziare! La comitet de electoral central! La guvern! Alea, pușcavețe! Ce e panică? Nu mă întreba cu mine, necătăhariu. Nici o vorbă, nene, trebuie. Nene, dacă mă iubești acum, ți-a răspuns următor. Ce? Dați-mi voi, nu dumneavoastră veți avea mai multă încredere față cu un altele locuri decât onorabilul domn Tipătescu, prefectul cel mai onest, cel mai integru, cel mai credincios. Să-mi dați voi să vă spun că toate zbuciumările astea de dumneavoastră sunt numai și numai chestii personale. Oricând vin niște persoane ca dumneavoastră, care v-ați zică și insulte, chestii de tarabă, onorabile, dar averi de clopotnită, stimabile. Alegătorii vor vorbi. Alegătorii vor vorbi. Da, alegătorii vor vorbi. Da, da, noi vom vorbi. Care frică? O depeșe pe urgentă. O depeșe? Da. Cu orice preț? Dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Dandanache. Se face din aceasta pentru dumneavoastră o înaltă și ultimă chestiune de încredere. Na. Nu se poate. Na, 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 na. Nu se poate? Vom lupta contra oricui? Vom lupta contra guvernului? Da, nene! Vom lupta contra guvernului! Vom lupta contra guvernului! Da, da, vom lupta contra... Na, 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 na. Eu nu lupt contra guvernului. Dați-voi! Dați-voi! După ce am vorbit, dar, din punctul de vedere istoric... Aveți cuvântul, stimabile, dă-i înainte. După ce am vorbit, dar, din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt. Parol? Numai dacă ține de vorbă. După ce am vorbit, dar, din punctul de vedere istoric și din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. La anul 1821, fix... Păi dacă ne întoarcem iar la anul 1821, fix, ne-am procopat. Dați-i voie! La una mie, 800! 21 pic! Mai mici puțin ce răbdare, venerabile, domnule prezident! Ceasurile sunt înaintate, mai sunt și alt orator. Onorabilul nostru domn orator a promis să fie cât se poate mai scurtă. Păi ce fel de scurt este asta? Să o luăm a două oară de la 1821, a? Dați-mi voie! Stimabile, eu gândesc că nu ar fi rău să sărim la 48. Mai bine la 64! Da! La 64! La domnule prezident, mi-ați acordat cuvântul. Îmi pare că un prezident, odată ce acordă cuvântul... Stimabile, dacă mă iubesc, atât rău. Hai să trecem la plebicit. La plebicit! Dar, domnule prezident... La plebicit! La plebicit! Ce ziceam, dar?
1864 vine, mă înțelege ocasiunea, să se pronunțe poporul printr-un plebiscit. Să vedem însă mai înainte. Să ne dăm seama bine de ce va să zică, de ce este un plebiscit. Știm ce este plebiscit. Mersi de explicație. Nu te luați în voie! Să se pronunțe poporul! De înainte, stimabile, aveți cuvântul. Când zicem dar 64, zicem plebiscit. Când zicem plebiscit, ai luat de deasupra, când ai luat? Zicem 64. Stim. Oricine de noi știe ce este 64, să vedem ce este plebiscitul. Plebiscitul? Aici nu e vorba de plebiscitim. Dați-mi voie, mi se pare că atunci zice 64 și să nu căutați. Au încercat măcar să mă combateți. Vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele și-au un 64 al lor. Dați-vă că aici nu e vorba de plebiscitim. Cum, domnule prezident, de unde și până unde 64 chestii arzătoare la ordine? Păi dacă nu mă înșel, suntem în anul de grație 1883. Păi ce are a face? Vă rog, chemați pe onorabil orator la ce stiune? 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 Stimabile, rog. Hai să lăsăm plebiscitul. Domn? Hai să trecem la ce stiune? La ce stiune? Domnule prezident, mi-ați acordat cuvântul. Eu cred că ar trebui. Nu trebuie! Ajungem! Dar la chestiunea revisiunii Constituțiunii și legii electorale. E așa, da! Dați-mi voi! Acum aveți cugetică, da! Și legii... Dacă mă iubesc, dorința adună... Vă rog, dați-mi voie! Știți care este opinia mea în privința revizuirii? Nu. Bune. Hai să vedem opinia lui domnul Parcur. Opinia mea este aceasta. E vorba de revizuire, da? Atunci iată ce zic eu. Și împreună cu mine trebuie să se zic asemenea tot aceia care vor să cază la extremitate. Adică vreau să zic, da, ca să fie moderația. Centrul și trecutul țării să fie ori prea, ori foarte. Încât vine acea ocazie să ne întrebăm pentru ce? Da, pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii ațintit asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel? Care lovesc societatea? Adică, fiindcă, din cauza zguduirilor și idei subversive și mă înțeleg mai sfârșit, pentru care în orice ocaziune solemne a dat prove de tact, vreau să zic într-o privință, poporul, națiunea, România, țara, în sfârșit cumusit, pentru ca Europa, cu un moment mai devreme, să vie și să recunoască, de la care putem zice, de bandă. Voi la 48, dați-vă la 21, la 34, la 54, la 34, la 74, aș spune și la 84 și la 94 și etc. Pentru că ne primește. Ca să dăm exemplu, chiar surorilor noastre de ginte latine, însă... Dați-mi voie... Termin îndată. Mai am. Două vorbe de zis. Iată dar opinia mea. Din două una dați-mi voie ori.
Ai ori? Ori? Să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica, ori să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici pe acolo, și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși. Am zis! Cu Rupelică, Coana, Joizica. Ei, ce? Sunt din coace în cabinet, vă așteaptă numai decât să poftiți acolo. Nu poți să las prezidenția, să ai bucurții de cărătare. Trebuie numai decât suspendați. Ha? Suspendați! Stimabilă, onorabilă adunare. După discursul important pe care l-a ținut respectabilul nostru concetățean și avocat, domnul Farfridi. Să suspendăm ședința pentru 5 minute. E cum să-l trimiți în cameră, nene păstimabil? Idei, opinii, da. Și o respect, idei, numai să fie sincer. Și el e sincer. E ca orice opiniune, dar să-ți vină stimabil cu idei în vechi. Opiniuni? Da. Să te sperii mereu cu Europa, cu zguduiri, idei subversive, pe asta nu mai merge. Asemenea idei nu respectă. N-ai interese de patrici. El susține că după istorie, de-aia se teme el de zguduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de ginte la tine. Ce? Ne-a zis? A spus-o chiar el? A zis-o? Surorile noastre de ginte la tine. Voi dascăle sunteți băieți buni, dar aveți un mare cusur. Cum vă vorbește cineva de istorie, gata să-i spredic. Apoi dacă e vorba de istorie, ce te învață istoria mai întâi și întâi? Ia? România de la Traian. Da. Că, adică străbunul nostru. Ce e străbunul? Ce nostru! Vezi că nu știți nimic? Ori, mai întâi și întâi, istoria ne învață anume că un popor care nu merge înainte, stă pe loc. Ba chiar mai mult, el dă înapoi, pentru că legea progresului este așa, că cu cât mergi mai iute, cu atât ajungi mai departe. Bravo! 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 Dar progres fără conservație, când vedem bine pe Europa. Ei, nu voi să știu de Europa, dumitare. Eu voi să știu mai de România. România! 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 Progresul, stimabile. În zadar veniți cu gogorite, cu invențiuni antipatriotice, cu Europa. Ca să amăgeți opiniunea publică. Mi se pare că altcineva amăgește opinia publică. Da, nu voi să știu ce zici dumneata. Gândește că nu vrei să știi, nu-ți vine la socoteală. Păi să-și facă de trebile ei, Europa. Păi ce, noi ne amestecăm în trebile ei? Nu, n-are prin urmare drept. Păi să-ți aveți trebile lor. Păi, dumneata, ești avocat, ești comprate cu tine. Dar sunt avocat, dar nu sunt comprate cu dumneata. Păi cunoștați bine principiile de dreptul, fiecare cu al său, fiecare cu treile țare. Păi oneste bibere. Dar de onest n-ai încotro. Ascultă, onorabile, de ce mă prigonești dumneata pe mine de la o vreme? Și ai cu mine, stimabile, suntem în fața alegătorilor, nu în cafetică. Dumneata, o să spui candidatura, o știm. Eu să declar deschis, că o pui pe-a mea. Păi luptă electorală.
electorală, stimați, nu știm cu toții că lupta electorală este viața popoarelor. De ce te revolți dumneata împotriva adevărului, hai? Împotriva dreptului, hai? Oneste bibere, primar! Scutește-mă cu mofturile dumitale, onest dumneata, pe de-o parte rândul carpaților, pe de-altă parte chivenii salacofaților, pe de-o parte opoziția la toartă, pe de-altă parte teșcherea la buzunar! Urlă târgul, domnule! Ia nu se face să vreau cu lui! Adică noi nu știm, nu vedem, ori suntem! Dumneata, ești candidatul prefectului! Eu sunt candidatul grupului tânăr, inteligent și independent, onorabilul nostru domn prezident. Dar unde e onorabilul domn prezident? V-a proclamat pe cât se pare seara asta pe candidatul propus de comitetul dumneavoastră, ori eu. Dacă voi avea onoarea să mă agreieze și comitetul dumneavoastră. Nu mai este comitetul nostru, este al dumitare. Dacă fi cu mine! Oi, dumneata nu mai este al comitetului. Eu nu mai sunt al comitetului, eu! Care a susținut o doară partidul și nu atacă la înjurat de una, ești! Ce voie! Ce voie! De cu optologii, cu economii, cu scavatorii, ca să tragi numai pe spoare, cu dascarii mei dubitare, cu montagii dubitare! Domnule, retrageți! Că grupul inteligent, independent, impertinent! Aveți puțin că răbdare. Cum putem să punem noi candidatura unui plastograf? Bine, frate, plastograf, așa e, dar până să bagi lumea de seamă, să-l tragem în judecată. Ne facem de râs prin tribunale, nene, gândește-te. Ei, nu. Dacă ar fi numai un aia cu scrisoarea ta către politică, înțeleg, pentru politică, unde e în joc interesul țării, ca oricare român, a încercat omul ca să te corteze, adică că te știi că ții la onoarea politică, ca ce e? A făcut plastografie. Se înțelege că a făcut. Da, speranță. Păi dacă umblă el cu marcea lucru, să-i dau eu marcea lucru. Martoră mi maica precisă că să n-am parte de joiețică, că e de față, uite să spui. N-am umblat în viața mea cu diplomații. Dar dacă e vorba să facem pe ezuitul ala Metternichul, să-i dau eu neică. Dar nu pricep neică, Zahariu. Nici eu. Aveți cum să zică răbdare. Asta tot pentru politică e? Girurile astea două cu care onorabilul domnul Naie Cazabencu a ridicat 5.000 de lei de la societate sunt tot pentru interesul țării? Suntem scăpați! Scăpați! Dacă spuneam eu să ai puțin tică răbdare că l-am prins cu alta mai boacă... Nică Zahariu, candidatul nostru este domnul Agamiță Dandanache. E frică! Nu mai avem nicio grijă. Dă-mi scris pe Gagamiță ăsta, să nu-i uit numele. Iată. Agamită Dandanache. Mă duc să deschid ședința. Da, anunță candidatura, pe urmă ridică ședința și vine să mergem la preferanță. Te așteptăm. Ți-am dat poziția lui Cazabin. Da. Să nu pierzi nicio grijă, negă, dacă eu nu pierd hârtiile de preț. Importante, ascultare la ordinea ta.
domnule prezident. Vă rog, cerusem și eu cuvântul. Da, da, imabile, aveți cuvântul, poftiți la tribună. Bravo! Domnilor, onorabili concetățeni, fraților, iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat, dacă emoțiunea mă apucă așa de tare, suindu-mă la această tribună, pentru a vă spune și eu, ca orice român, ca orice fiu al țării sale, în aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara mea, la România, la fericirea ei, la progresul ei, la viitorul ei. Fraților, mi s-a făcut o imputare și sunt mândru de aceasta. Mă onorez a zice că o merit. Mi s-a făcut imputare. Că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra progresist. Că sunt lider schimbis, că voi progresul cu orice preț. Ei, da! 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 De trei ori, da! Așa! Da! Bravo! Bravo! Voi progresul și nimic alt decât progresul pe care politica, bravo, economică, bravo, socială, bravo, administrativă, bravo, și... și... bravo! Bravo! Nu mă tem de întreruperi, puteți, domnilor, să întreruperi. Eu am tărie opiniunilor. Și finanțiară! Bravo! 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 Da, suntem ultra-progresiști. Ce? Da, suntem indeschimbiști. Ori, conduși de aceste idei, am format noi aici, în urbea noastră, aurora economică română, societate enciclopedică cooperativă. Așa e, da! Așa e! Societatea noastră are drept scop să încurajeze industria română. Pentru că dați-mi voi să vă spun, din punct de vedere economic, stăm rău. Bravo! Industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Deci societatea noastră, dar noi, ce aclamăm noi? Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara noastră. Așa e! Nu mă tem de întreruperi. În Iași, de exemplu, permiteți-mi această mică digresiune, este tristă, dar adevărată. În Iași nu avem niciun negustor român, nici unul. Și cu toate astea, toți paliții sunt jidari. Păi, dar explicați-mă dumneavoastră acest fenomen, acest mister. Dacă mă pot pronunța astea. Ce zice societatea noastră? Ce zicem noi?
Iată ce zicem noi. Această stare de lucruri este intolerabilă. Până când să n-avem și noi paliții noștri. Păi Anglia și are paliții săi. Franța? Nu chiar e paliții, până chiar și au ușa. Orice popor, orice națiune, orice țară își are paliții. Păi numai noi să nu avem paliții noștri. Păi cum zic, această stare de lucruri este intolerabilă, iar nu mai poate dura. Așa! Bravo! Fraților! Iată ce spun statutele societății noastre la capitolul 1. Se formează în urmea noastră o societate enciclopedică cooperativă cu numele de Aurora Economică Română. Scopul societății este ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu! Domnule prezident, rog să nu fiu întrerupt. Parcă ziceai, stimabile, că întrerupe... Hai bine, dar... Da, da. În sfârșit, nu întrerupeți, mă rog. Ziceam, dar... Ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu să da! Ce? Ce ești dumneata stimabile? Mă cunoaște, domnule! Ce? Ciocopelica! Ciocopelica! Comportative! Economie! Societate care va să zică! E turmentat? E tun! Sunt membru! Comisariu! Da, izor! Trebuie să lucrăm, domnul Cazaden, cu ordinul Conofănică. Eu sunt la ușă când îi tușit de trei ori dumneata Procan, că dăm și de bodiță. Da, bine, bine! Când îi tușit de trei ori, nu o sosit încă oamenii. Da, da, da. Mamele, poftim la tribună. Fraților! I-a dat afară! Ia exumate, fraților! Să lăsăm să gonească din adunare pe un cetățean onorabil, pe un alegător! Imabil, fiindcă unul își cunt înaintate... Dați-mi voie! Fiindcă unii de domnule alegători au început să plece, ar fi bine, cred, mâine fiind alegerea, că chiar acum să rugăm pe onorabil orator să-și întrerupă un moment discursul. Ia, dați-mă puțin! Să aibă puțitică răbdare pentru ca să proclamăm numele candidatului pe care îl susține comitetul nostru. Primesc cu mulțumire, domnule prezident, numele candidatului. Numele candidatului. Imabile, candidatul pe care îl propune comitetul nostru este domnul... Naiața! Gata. Este domnul? Domnul? Agamice Dandanache! Acela care falsifică numele candidatului dat în hotărât, acela care uită, care trădează interesele lui și ale familiei sale,
dumneata! Apoi, ai puțin de cărăbdare! Mă scoți din țățin! Eu, faci nimicător, pe mine cetățean onorabil, pe mine om venerabil, să vie într-o adunare publică să vă... Hai, civicator, șile! Șile! Un plastograf patentat! Fraților! Domnilor, un moment onorabil, concetățeni! Am vrut să acopăr o rușine care se petrece de atâta vreme în sânul orașului nostru. Am vrut să cruț opiniunea publică de o rușine scandaloasă astăzi. Am fost atât de crud, lovit în dignitatea mea, încât nu mai pot tăcea. Acest domn venerabil, acest cetățean onorabil, domnul Zaharia Trahanache. Este atât de naiv, încât crede că-i plastografie un document holograf. Unde e? Unde poate fi catarul? Nu știu, a fugit, a murit, a intrat în pământ. Deci pentru ce vrei să știi? Pentru ce să te îngrijești mai mult acum? Din contră, eu parcă nu mai am grijă. Deci, gândește-te, de două zile oamenii noștri l-a aleg pe Dandanache, pe care l-așteptăm din clipă în clipă. Am ordine să-i fac o privire strălucită. Și? De două zile va să zică, îl distrug pe Cațavencu și el nu e nicăieri. Pentru ce a dispărut, nu știu. Pentru ce nu publică scrisoarea, nu-mi pasă, destul că nu o publică. Și îl crezi tu pe Mișelul capabil să nu o publice pentru altceva decât pentru că nu poate? Ce inimă, ce judecată ai, mănica. Zăi, zăi, copilă. Păi tu nu înțelegi, tu nu simți. Peste câteva momente se sfârșește alegerea, se proclamă deputat al vostru Dan Danache. Sunt sigură, sigură, că în același moment Mișelul care te ascunde și mă pândește din întuneric o să-și împrăște publicația lui infamă ca să-și răzbune. Atunci eu... Păi nu poate. Dacă faci asta, e pierdut? Păi dar ce-mi pasă după ce mă pierde pe mine? Tonică, eu n-aș voi să mă răzbun, eu aș voi să mă scap. Iată culmea nenorocirii, Fănică. El nu știe că ai plastografia lui. El nu știe că dacă ar veni aici să primească schimbul celor două hârtii, ar scăpa și el și mă scăpa și pe mine. Te vizi să joci cu Cațavencu, ți te-ai amăgit și mi-ai jucat viața mea, onoarea mea, rușinea mea și ai pierdut! Pentru că sau el joacă mai bine decât tine? Ei, joacă. Sau noi avem mai puțin noroc decât el? Liniște, mai liniște-te. Cine să fie? Zoințico! Zoințico! Dă-mi voie să-ți recomand pe domnul Agamiță Dandanache. Dandanache? Candidatul nostru! Adică ce mai candidat alesul nostru? Dar mâinile... Și domnul bărbatul dumnei? Nu. Eu sunt bărbatul dumnei. Dumnei este nevastă, acum am avut onoarea să vă recomand. Da. Și dumneavoastră? Și eu. Bărbatul dumnei. Eu... Zaharia Trahanache, prezidentul comitetului... Da. Sunt aici toate comitetele și comisiile. Mulțumesc. Da. Și domnul? Domnul Fănică Tipătescu, prefectul nostru. Amicul meu și al familiei mele. Îmi pare bine, domnule prezident.
Și mie e mai puțin onorabilă, sunt încântat. Dar cu ce ocazie pe la noi? Cu ocazia alegerii cu soarele, cu ocazia alegerii, știi? M-a combătut opoziția și încolo, și dincolo, și dincolo, așa că rămăsesem eu, care familia mea de-a 48 în cameră, rămăsesem, mă înțeles, fără colegi. Asta că am venit pentru alegere. Nu trebuia să vă mai deranjați. Fiindcă ce deranj, conița mea, dar știi? Nu se păcea să nu face măcar act de prezență. Da, 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 da. Se înțelege. Nu, foarte bine, foarte bine. Da, de deranj. Da, de destul, închipește să vii cinci poți pe drum cu girza. Hodoronca, dronca, hodoronca, dronca. Ciclopoței, cling, 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 cling. Îmi țiuie grozav urechile. Sunt așa de obosit de amețit. Nu s-a să idee, conița mea. Nu s-a să idee, domnule prezident, de cusorule. Nu s-a să idee, domnule prefect, pui cusorule. Adinaur am totit. Era să trag la hotel, dar birzarul... Cel pentru ce am venit. Mi-a arătat pe domnul prefect. Și încă mai răspănică. Da, mă duceam pe la alege să văd cum mergem. Nu-i vorba de mers, mergem strună, dar știi, de obicei, ca un cap ce strun al partidului, trebuie să fiu acolo. Bine că te-am găsit necusoarele, mersi. Răspănică, pentru cine mi-am pierdut eu liniște. Spune drept dacă nu era mai bun ca să avem. E simplu, dar îl prefer. Cel puțin este onest, nu e un Michel. Eu acum te las cu amicul Pădică și cu Zoițică. Da, da. Eu trebuie să mă duc la alegere. Peste jumătate de ceas se deschide urna. Trebuie să fiu acolo. Dumneata n-ai nicio grijă. Mergem la sigur, la noi opoziție nu-mi cabe. Suntem tari, tari stimabile. Nu o să ai majoritate. Nu mai spune, da. Să nu te pomenesc vreo un balotaj. Ai, au mai pățit o ceasă. Adică ai puțin de cărăbdare. Balotaj la noi? Nu, majoritate. Unanimitate o să ai estimabile. Salutare! Salutare, estimabile! La revedere, Panică. La revedere, Nică. La revedere, Zoițico. Ana. Să nu mă aleg, nu mergea. Familia mea, ca de la 400 în cameră, luptă și doi, și doi, și luptă. Și tocmai eu, acum, să rămâi pe din afară, fără colegi, nu se putea. Să-mi alegi din a ta cu meritele dumitale, era peste poate. Da, peste poate. Era cât pe ții să nu mă aleg. Să mă spui ce s-a întâmplat. Nu voia comitetul central și patru. Zicea că nu sunt marcant. Auzi, eu să nu fiu marcant. Am avut mare noroc, mare noroc, am avut, să vede. Într-o seară, cineva, nu spui cine, persoană însemnată, dar becher, vine și joacă la mine cărți. Când se plece, își uită padesiul la mine. A doua zi, voi să-l îmbrac, gândeam că e al meu. Văd eu că nu e al meu, îl caut prin buzunare și dau peste ce te gândești. Peste? Peste o scrisorică. O scrisorică? De amor! O scrisorică de amor? O scrisorică de amor către becherul meu, de la nevasta unui prieten, nu spui cine, persoană semnată? Și? Băiete, atât de greu o birză. Mă urc în birză și mă duc la persoană, la becher. Nu spui cine, persoană semnată? Găsește, mă înțelegi, un colegi sau dau scrisoare la gazeta la război. Ha, ha! De golea până golea, gârimâr, a trebuit să cede de conița mea și tronc de bez aici de cusorile. Cum e, Dan Danache, rău ai făcut. Fapta dumitale este să-mi dai cum să-ți spun. Asta e că am întors-o bine cu politica? Ha? Păi ce era să fac?
Dacă nu venea gândul ăsta, rămâneam fără golet. Și nu se putea. Familia mea care a dat 48, ție un toate camerele, cu toate partidele. Ca rămânul imparțial. Să rămâi, mă înțelegi, fără golet? Da, se înțelege, vezi bine. Dar nu ne-ai spus sfârșitul istoriei. Care istorie? Scrisoarea. Care scrisoare? Scrisoarea becherului. Care becher? Persoana însemnată, scrisoarea de amor. Arma dumitale politică cu care te-ai ales. Pe care voiai să o publici în războiul, dacă nu... Scrisoarea, da, scrisoarea. Am priceput scrisoarea, da, da. Ei, scrisoarea. Ce s-a făcut cu ea? Am pus-o la păstrare, dar ții la loc, sigur. Nu i-ai înapoiat-o persoanei? Cum să înapoiezi, colița mea? Păi iată, te alegi. El și-a ținut cuvântul. Trebuie să-i o dai înapoi. Cum să-i o dai înapoi, colița mea? S-ar putea să facă așa prostie. Mai trebuie și altă dată. La un caz, iar poate la gazetă, la războiul. E simplu, Daione. Domnule Dandanache, am să vă fac o rugăciune. O să rămâneți la masă la noi. Vă rog, nu povestiți istoria cu scrisoarea. Dar știți, asupra alegătorilor ar putea poate face rău efect. Nu spune cu soare, nu spun. Dar da, culita. Aminte la memorie bună, dar știi? S-ar putea amestite pe drum să uiți să încep. Îmi faci un semn. Eu la masă o să stau ori lângă dumneata. Ori lângă consoarta dumitare. Care consoarta? Doamna! Domnule Dandanache, pardon, doamna este soția domnului prezident al comitetului, domnul Zaharia Trahanache, domnul care v-a adus adineauri aici. Eu sunt Ștefan Tipătescu, prefectul județului. Eu cu doamna sunt numai prieten. Bine că mi-ai spus, da, da, stai, bată-vă sănătatea să vă bată. Pardon. Dar știi, am ieșit de pe drum, hodoronca, dronca, hodoronca, dronca, ciclopoții, îmi țiu, e grozav. Trebuie să duc aici, am ieșit rău de tot. Domnule Dandanache, nu vreți să vă odihniți, să vă liniștiți puțin? Ba da, dar unde? Puftiți. Știi, sunt așa de mițit cu nița mea, nu s-a să idee. Știi, mă, și îl aleg pe domnul Agamită Dandanache. Ia ca pentru cine sacrific de atâta vreme liniștea mea și a femeii pe care o iubesc? Unde ești, Tatea Vencule, zi de pietre zbunat, unde ești? Să-ți cer iertare că ți-am preferit pe onestul domn Agamiță, pe admirabilul, pe sublimul, pe neicusorul, pe puicusorul, Dandanache. Ah, ce lume! Ce lume! Ce lume! Onestul domn Agamiță care reușește, care triumfează, păstrează scrisoare. Ce trebuie să facă onestul Casaven cu care n-a reușit, care își mușcă acum mâinile și mestecă turbarea și mă ochiește din cine știe ce ascultătoare? Mi-e groază să mă gândesc. Zoe! Unde-i Casaven? Unde se ascunde șartele? De unde o să-și împrăște el veninul asupra mea? Zoe! Zoe! Fii bărbată! Nu mă pot. Vorbim, Dandanache, dar... publicat, răgnetul nici n-a apărut astăzi. După ce a fugit ca să avem cu descălimea, s-a apucat la ceartă, s-au bătut. L-a bătut pe popa prin L-a bătut? Nici vorbă să mai apară gazeta. S-a spart partidul de pantat.
S-a spart! Am să vă spun ceva, secret, acum numai decât... S-a spart! Păi nu spuneam eu că... Și cața Negu? Nu l-am găsit pe părere, că parcă a intrat în pământ, zi. Ce era să uit? Nu mai stai să-l mă la plică? Ministru. Hă? Ministru. Fă șapte în bărbă, chema la telegraf. De-aia vă căutam așa. La telegraf? Da. Și mai vor de la mine. Blestema pe politică. Mă iubesc, mă. Conoșeți? Te-am mai speriat, du-te, ce vrei. Conoșeți, cu? E cineva. Cineva pe care o știți bine... Dumneavoastră, bine, 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 bine de tot. Așteaptă aici, ar dori să vă vorbească. Dar numai dumneavoastră. De-aia l-am trimis și eu pe domnul Fănică la telegraf să rămâneți dumneavoastră singură. Nu e adevărat că îl cheamă miniștri, a mințit? Știu că o să mă ocărească, că o să mă bată, că l-am trimis la cai ders pe perete, dar lasă-mă bată, lasă-mă ocărească. Nu este el mai marele meu? Nu e stăpânul meu, dar care mănânc pâine eu și 11 suflete? L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră. L-am mințit până de tine. Îl primiți, da? Pe cine vrei? Păi, domnule, e Cața Vincu. Cața Vincu? Da? Ce ești? Du-te, Ghidă. Du-te și cheamă-l imediat. Da. Doamne, Catavencu, la ce ai fugit pentru Dumnezeu? La ce ai dispărut? Fănica are monopolita de cărugerule plastografiat ca să ridici 5.000 de la societate, știi? Știu, madame Coare, știu, dar ce e de făcut? No. Om nebun, ți-ai pierdut mințile, mai întreb ce e de făcut, nu știi? Îți dau polița, scapă, mă, te scap, dă-mi scrisoare. Madame, peste putință. E? Scrisoarea dumneavoastră. Ce? Nu mai am. Păi nu se poate. Nu mai am. Minți. Nu minți, nu mai am. Nenorocitule, ce ai făcut-o? Am pierdut-o. De ce am pus-o te omoară? Omoară-mă, madame, omoară-mă, dar nu e vina mea. Unde ai pierdut? Când? Acum ai pierdut-o? În scandal, în bătaia de la alter seara, de la întrunire, cine, nu știu, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoarea aveam în căpșeala pălăriei. Vă zic că cu adevărat mi-ai pierdut scrisoarea? Da. Mi-ai pierdut scrisoarea și nu știi, nu bănuiești pe unde poate rătăci scrisoarea mea? Nu. Nu? Nu. Păi da, ești pierdut. Da. Eu poate să mai scap, că eu poate să mai scap. Dar dumneata ești pierdut. Mama. Când te-a arestat Fănică, te-am scăpat eu. Acum te arestez eu și nu mai scap. Decât atunci când mi-ai găsit scrisoarea, că poate să mai noroc să o găsesc. Roagă-te la Dumnezeu să o găsesc. S-a întors jocul, domnule Casavencu. A început să mai treacă norocul și de partea mea. Nu te uitați unde se scap la fotografii doveriți. Nu m-au scăpare. Ghita! 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 Ce e ce vrei? Pălăria mea! Pe dumneavoastră, coale joițică! Uite-și, bă, domnule, saltare onorabile! Ce vreau eu? Bine vreau eu, o vorbă! O mie dă-mi pace. Eu, coale joițico, am găsit o scrisoare.
pe care îi lăsați-o pur onorabil domn Catavencu. Doamna! Las-o pe aia, hey, am mai găsit una. Hai, tu de ce-mi pasă? Eu, coale, Joițic, o să vedeți, nu v-am spus tot. Eu până să nu intru în politică, cum am zice, care v-a zică, până să nu devin negustor și apropiitor, am fost împărțitor la poște, vă cunoaște Cozaria. Ghită odată, și la cum Ghită! Ghită! Și de atunci o dau scrisoarea după Andrei. Dacă nu găsesc Andrisantul, scriu pe ea cu plaivaz Andrisantul necunoscut. Ori nu se află, ori mort fiecare după cum devine. Dar dacă găsesc Andrisantul, eu dau Andrisantul. Pune oară acum, eu am găsit la alte ere în Învălmășala de la primărie o pălărie. Da, da, asta și astăzi tot îmi dezândă pe capul meu să o potrivesc, că vrea strâmtă. Am vrut să-i scot căpșala ca să o mai lărgesc. Când o luăm căpșală, peste ce dau? O scrisoare. O scrisoare. Da, o scrisoare. E, nu mai mergem pe la o țuică, domnule, n-ai. Dumne, dă-mi-o să o văd. E de la colul Pănică, Andrisandu, sunteți dumneavoastră. Dumne, de grabă dacă o ai. Oamne, am pierdut-o, nu mai m-am întâlnit cu onoranilor. Domnule, dă-mi-o să văd. Minoroc. Ți-ai aruncat norocul în gârlă, te făceam om. Nu se putea, domnule. Andrisantu cu domiciliu cunoscut. Domnule, ești un om onest, un om admirabil. Domnule, cum te cheamă? Spune. Ce nevoie să spui cum mă cheamă? Bunița mea, ea ca un cetățean și mă cunoaște Cozaria. Domnule, ce cer de la mine? Spune. Să-mi spui mi-a dat colegiul Ițico pentru cine votez. Ia că... Mai un sfert de ceas să închide alegerea eu pentru cine votez. Pentru domnul Agamiț. Dandanat! Domnule Catavencu, tot mai poți vorbi? Și încă ironic. Ești tare drept să spui. Coane Joițicu, e adevărat? E adevărat pentru domnul Agamită Dandanache. E poate singurul adevăr pe care domnul Catavencu l-a spus în viața dumneavoastră. E adevărat. Atunci mă duc să votez. Da, da. Cum îi zice asta? Domnule Catavencu, ești bun, mă rog, să scrii votul acestui onest cetățean? Te rog. Îmi dai voie? Agamiță Dandanache, bravo, domnule Catavencu, ești un om de bună credință. Coane Joițico, am plecat și am unisit. Lasă, lasă, Coaniță, lasă. Lasă, nu mai îmi pupa mâna, că se închide urna, la. Iartă-mă, iartă-mă. Hai scoală, ești bărbat, nu te rușine, scoală. Iartă-mă. Ești un om rău, mi-ai dovedit-o. Eu sunt o femeie bună, am să ți-o dovedesc. Acum, domnule Ghichita, ține-mi pasă că ai vrut să-mi faci rău și n-ai putut. Nu te-a ajutat Dumnezeu pentru că ești rău. Și pentru că eu voi să-mi ajute întotdeauna, am să fiu bună ca și până acum. Mama. Nu tremura, pe parola mea de onoare e scăpat. Sărut-o mâinile, madame, de votamentul meu! Cu condiție. După alegeri o să fie manifestație publică. Dumneata o conduc. O conduc de... Prezidez banchetul popular din grădina primăriei. Prezidez! Chefuiești cu poporul. Vai, dar chefuiesc de te... Ce să vii aici cu toții să saluți numele alegătorilor pe deputatul ales? Da! Și pe prefect? Da! Ne-am înțeles? Da! Du-te, ia loc în capul mesei, fii zelos.
Asta nu e cea din urmă cameră. Madame, Madame Trahanache, ești un înger. Mersi, ești prea galant, dar de grav. Mă duc să vedeți dacă nu vă plăcea. Să rămâi, Madame, să rămâi, Madame! Mi-a trecut. A nebunit, Ghiță? Mă trimite la telegraf pentru nimica? Ce însemnează? Îmi face farse? Și Zoe unde e? Zoe! Zoe! Au fost lupte, crâncele, s-au petrecut comedii mari, orice ți-ar zice. Stați, frate! Infamii! Închipuiește-ți un Caragios, un Michel, ca să te influențeze pe tipătățul. Pe fănică de... Pe prefect? A, că nu-i dat prefect. Ori ca să-l învrăjoasă cu mine și cu familia mea, să apucă și face o scrisorică de amor ca din partea lui, adică prefectul, către nevastă mea zvoințica. Și imitează slova băiatului, dar știi, să jur doar ceva. Închipuiește fotografii. Nu mă nebunine cu sorule. La mine a fost cazul adevărat. Cum cazul adevărat? Scrisoarea era a persoanei. Da, Becher. Cum Becher? Adică necăsătorit. Cine? Nu spui cine, persoană însemnată? Dacă ne-am pus piciorul în prag, ori colegi, ori războiul, trânc te pet aici, necuțor. Nu înțeleg. Ia mece, ce drog. Slapte tot prefectul ăsta. Îi spui o istorie de două ori și eu totul prefect. M-ai văzut? Domnule prefect, furtuna rea trece cu el. Domnule Dandanache, într-un moment masa e gata. Tocmai îi spuneam domnului prefect, Nale îmi spunea... Domnului prefect? Domnule prefect, îți place Nale, Nale? Da, da, foarte deștept, deși mi se pare puțin cam șiret. Îmi spunea istorie de coadezele cu scrisoare în plastografia, îi spuneam că la mine a fost cazul adevărat cu becherul. Domnule Dandanache, mi-ai promis să n-ai să mai pomenești de istoria asta. Când am promis? Thank you.
Agamiță Dandanache, alesul nostru, să trăiască! Ura! În sănătatea legătorilor, care au probat patriotismul, mi-au acordat... Sufragilor! Iar eu, care familia mea de la 48 în cameră... Și eu! Ca românul imparțial, care mă zădică, cum am zis, să trăiască! Ura! Așa, ca să zică de-ai noștri, bravo! Stimabile, venerabile, domnule prezidente, în împrejurări ca aceasta, micile pasiuni trebuie să dispară. Aici mi-ai plăcut, bravo, să trăiești. În sănătatea venerabilului și imparțialului nostru prezident, Drahanache! Ura! Sănătatea coalii joițichii! Că e doamnă bună! Să mă iert și să mă iubesc! Pentru că toți ne iubim, dar toți suntem români, mai mult sau mai puțin onești. În sănătatea iubitului nostru prefect, să trăiască! Pentru fericirea județului nostru! Ura! Ura! Cum își vrea, părinte? Aveți cucintică rătare! Nu cunosc prefect eu. Eu n-am prefect. Eu am prieten. Oh. În sănătatea lui Pădică să trăiască pentru fericirea prietenului. Ura! Fraților, după lupte seculare, care au durat și aproape 30 de ani, iată visul nostru realizat. Păi ce eram noi nu de mult înainte de Crimea? Am luptat și am progresat. Ieri obscuritate, azi lumină. Ieri bigotismul, azi liberfansismul. Ieri întristarea. Azi veselia, iată avantajele progresului. Iată binefacerea unui sistem constituțional. Curat constituțional, muzica!